Salut! Astăzi ne vom uita împreună peste foarte multe metrics-uri de on-chain pe Bitcoin, pentru că Bitcoin începe un bull market în crypto, Bitcoin ne bagă în bear market, eu urmăresc tot timpul ce face Bitcoin, ne vom uita și peste grafice, Bitcoin, Ethereum și 10 altcoin-uri, un like, un subscribe dacă nu ai făcut-o deja până acum, hai să începem! Ne uităm așa rapid peste piața cripto, destul de multă corecție astăzi, Mantle minus 17,4%, ICP minus 9,8% și ceva verde, Bitcoin Cash plus 13,7%, Doge plus 14,2%, dar per total piața cripto corectează, dar nu-i nimic prăpăd, sunt chestii normale și într-un bull market există corecții. Cât timp se mențin nivelurile de preț, care să ne dea un trend în continuare ascendent, all good, no panic, surge și așa mai departe. Acum, hai să trecem la partea de on-chain. Am mai multe grafice pentru voi, mai multe metrics-uri, o să încerc să le și explic, să fie cât mai ușor de înțeles. Mergem prima dată pe contul celor de la Glassnode, de pe Twitter și vedem aici acest MVRV Bands, care a ajuns la o deviație plus 1 față de media long term. Și în general, când ajunge la aceste niveluri, sunt foarte multe profituri nerealizate. Adică, cum scrie și aici, adică profit teoretic, care încă nu a fost materializat prin vânzare. Și acum, dacă ne uităm la aceste bands MVRV, vedem aici că când am avut acel top local în 2019, Bitcoin a avut pe aceste bands nivelul acesta unde a fost și acum un pic depășit. Ca să vă faceți voi idee unde suntem cu Bitcoin-ul. Dacă ne uităm unde suntem la fel în prezent, suntem la nivelul din nebunia din 2021 la începutul anului. Uitați-vă după masul meu aici, da? Și după a mai venit o perioadă și am avut topul. Și suntem inclusiv la același nivel unde am avut topul final în noiembrie 2021. Uitați-vă top unde era acest MVRV și unde suntem noi aici. Și atunci, de ce este important acest metric? Păi ne arată că pe Bitcoin suntem cam sus. Adică nu suntem la un top final al pieței, dar suntem la niște zone foarte mari, sunt persoane, entități, retail, ce vreți voi, companii care au pe hârtie profituri foarte mari pentru că au cumpărat jos când a trebuit. Uitați-vă cât de mult a ajutat acest indicator, unde a fost bottom-ul în 2018 sub linia roșie. Bottom, da? Ok. Unde a fost capitularea la COVID? Exact în linia roșie. Ce chestie. Unde a fost bottom-ul iară în ciclul acesta, uitați-vă, am avut aici la 17.000 cu Celsius, am avut sub banda roșie și ultimul final, ultimul bottom aici la faliment FTX, din nou bottom. Și atunci, suntem crescuți, mai e loc, deci nu suntem la topul final, dar uitați-vă unde suntem aici și am mai avut nebunia asta. Și după aia a fost top. Suntem aici, dacă se respectă istoria, mai vine o nebunie și din nou zone mari de take profit, zone mari unde poate să fie un top local sau un top final în piața cripto. Ok, hai să zicem următorul indicator. Bitcoin realized profit by cohort și aici vedem că suntem la un nivel de profit, la un pic de 2,6 miliarde într-o zi, echivalent cu nivelul din 2021. Uitați frumos pe grafic cum arată și inclusiv acești short-term holders, adică cei care nu sunt investitori traderi, au un profit de 1,56 miliarde într-o singură zi. Vedeți aici cu roșu short-term, cu albastru long-term. Și vedem și picurile din 2021. Și uite unde am fost. Exact aici. A mai fost o corecție și după aia două pump-uri și a fost topul pieței. Ok. La nivelul din, cred că e decembrie 2020, adică înainte de nebunia, înainte de ultima parabolă.
Ok, hai să vă mai arăt ceva interesant. Dacă ne uităm pe Bitcoin Realized Cap for Short Term Whales, aici este de pe CryptoQuant, deci cele mai importante entități sunt Glassnode și CryptoQuant pe partea aceasta de on-chain. Și ce vedem? Când s-au apucat așa balenele mari, aceste companii mari să cumpere Bitcoin, păi MicroStrategy aici și BlackRock aici. Și vedem aici cu MOV, Short Term Holder Whale, și suntem la 94,3 miliarde de dolari. Și acum hai să trecem la mai mulți indicatori. Bitcoin Net Unrealized Profit slash Loss sau NUPL e un indicator foarte important și ne luăm frumos și ne uităm, da? Avem aici mai multe etape. Cu verde sunt perioadele cele mai bune în care acumulăm Bitcoin. Capitulări. După aia avem o zonă intermediară, hope, fear, unde nu ne interesează. Optimism, anxiety, aici un pic mai deschis la culoare. Belief, denial, portocaliu închis și euforia, greed, sunt zonele de top. Le vedem mai sus cu roșu. Și ce ne interesează pe noi? Cu negru avem prețul Bitcoin, iar cu albastru, net unrealized profit slash loss, adică NUPL. Și hai să ne uităm în trecut, uite, în 2021, când acest NUPL a ajuns până la capătul benzii, între belief/denial și euforia greed, am avut topul în spațiul cripto. Dacă ne uităm în 2017, a dus un pic mai sus, dar top și aici. Dacă ne uităm la celelalte cicluri, la fel, între portocaliu, maroniu, ce măsă, culoarea asta e și roșu a fost topul, dar de la fiecare top la următorul top, cum avem diminishing returns, va fi tot mai greu pentru Bitcoin să urce până la aceste niveluri de risc. Și atunci, când vom avea noi topul, nu va mai fi exact aici la început de roșu, va fi undeva pe la ceva sub. Și dacă ne uităm, hai să vă fac un zoom, să comparăm 2021, unde am fost aici aproape de top și unde suntem acum, uitați-vă când am avut 73.000 de dolari, că eram cam pe aici, zona asta, unde am mai fost 3 luni în 2021 până la topul final din piață. Bun, hai să ne uităm pe alt indicator on-chain. Bitcoin Reserve Risk. La fel, hai să ne uităm. Ce ne arată acest indicator? Ne uităm în partea de sus. Și vedem cu negru prețul Bitcoin și cu albastru MVOCD. Acesta ne interesează. Nu neapărat partea de jos, pentru că și aici o să vedeți, tot mai greu va fi pentru Bitcoin, nu va mai ajunge în banda roșie de aici, de sus. Și atunci mi se pare că nu ne mai ajută partea de jos, dar partea de sus ne ajută. Când acest albastru era foarte sus și era la nivelul prețului Bitcoin, chiar puțin sub sau puțin peste, dacă vă uitați aici, topuri. Topuri, căzi locale, căzi topuri finale, erau topuri în piață pe Bitcoin. Hai să ne uităm în 2021, fostul top, da? În aprilie 2021 a dus foarte, foarte aproape acest albastru, era sub prețul Bitcoin și a fost inclusiv peste în ianuarie cu 3 luni înainte de nebunie. Bun. Unde suntem acum? Unde am fost la zona de 73.000 de dolari? Hai să facem cu zoom. Ia uite-l! Albastru a depășit prețul Bitcoin exact ca în ianuarie 2021 și când ne uităm și pe ansamblu, acest indicator cu albastru este sus, sus, stai că sus de tot. Și atunci, mare grijă încă o dată. Eu nu vă zic acum vindeți tot că ăsta e top, dar vă zic că Bitcoin mai are, cât să zic, două turnante, trei turnante, cum vreți voi să ziceți, ca într-o cursă de rezistență, când ai mai multe, cum să zic, să fie așa ușor de înțeles, nu știu, hai să zicem 10 ture de stadion. Bitcoin, din punctul meu de vedere, a făcut deja 8 ture de stadion, e deja în tura 9-a de stadion și atunci, mare grijă, hai să ne uităm la alți indicatori. Bitcoin the Pure Multiple. Multiple, da. Și aici, hai să vedem. Cu negru, prețul Bitcoin și cu portocaliu acest indicator, Pure Multiple.
Și dacă ne uităm la topuri, a intrat în benzile roșii, dar de la fiecare top la celălalt top, datorită diminishing returns, capitalizare tot mai mare, va fi tot mai greu să ajungă foarte sus, o să fie tot mai jos, tot mai jos. Deci uitați-vă, un high, lower high, lower high, lower high. Aici abia a ajuns la nivelul, a pupat începutul benzii roșii și trebuie să facem un lower high în continuare și noi. Nu. Aici a ajuns la cât? 3,46, noi la topul de la 73 la 2,44. Și atunci cât mai are loc? Mai are o țâră. Un pic. Ok, hai să ne mutăm la încă un indicator. Bitcoin Investor Tool 2 years, 2 year multiplier, nu știu ce, MA multiplier. Ok. Aici avem mai multe moving average-uri, așa la nivel mare de 2 ani. Cu negru este prețul Bitcoin și avem cu verde și cu roșu. Această medie mobilă cu verde ne arată cel mai bune perioade să cumpărăm Bitcoin în bear market, uitați-vă. Când a trecut sub cea mai bună perioadă de DCA. Cea mai bună perioadă de DCA. Cea mai bună perioadă de DCA. Cum îmi pare rău dacă mulți dintre voi ați așteptat 10.000, 9.000, 7.000 și atât mai departe, 4.000, cum zicea Rossonero. Acest indicator vă spunea că istoria se repeta, era cea mai bună perioadă să faci DCA, la un moment dat ați fi trecut pe plus, pe profit cu Bitcoin. Ok, și același lucru se întâmplă, depășește media mobilă roșie și de la ciclu la ciclu va fi tot mai greu, tot mai greu. În 2021, în aprilie, abia a atins și atunci ciclul acesta, vă dați seama, nu se va mai apropia nici măcar de banda roșie de sus și atunci, când ne uităm așa cu zoom out, bă, parcă a cam făcut multe ture Bitcoin din creșterea lui, nu? Dacă facem un high față de media mobilă roșie, lower high, lower high, lower high, abia atinge și acum, câte ture credeți că mai are benzină Bitcoin? Ia uitați-vă unde suntem, da? Bun, hai să ne uităm la încă un indicator. On-chain, Bitcoin Cycle Master și aici ne uităm frumos la ultimele topuri, ultimele bull market-uri, ca să nu vă mai țin prea mult. La topul din 2017 a ieșit un pic cap aici peste banda roșie. În aprilie abia a pișcat un pic aici deasupra. Și atunci, de seama că nu va mai ajunge la banda roșie, care de curiozitate unde e? La 134.000 de dolari la data prezentă. Și aceste bands cresc. Se mișcă odată cu prețul și cu timpul, mai ales nu neapărat cu prețul, cu timpul. Și dacă ne uităm, Bitcoin acum este unde? Aproape a ajuns la banda intermediară, care este la 82.259 de dolari acum. Și atunci topul va fi între portocaliu și roșu. Și când fac încă o dată cu zoom, ca să vedeți la ce mă refer, Bitcoin a avut bottom-ul pe banda verde. Ce chestie! Și alții așteptau la 9.000, 10.000 și așa mai departe. Și eu ziceam că a fost bottom-ul pe canal de sper că m-ați ascultat. Deci de la banda verde a făcut una până la albastru. Deci o mai fac pe deget, nu mă vedeți. Una a cucerit-o și pe cea mov. Două a ajuns aproape și la cea portocalie. Trei. Și mai are una roșie la care nu ajunge. A? Mai are mult de alergat Bitcoin. Ce ziceți? Hai să fac încă o dată un zoom out. Mare parte din mișcare din punctul meu de vedere și al graficelor on-chain, deci nu că zic eu, uitați-vă, on-chain, 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 on-chain și așa mai departe, inclusiv pe RSI, dacă vă uitați, Bitcoin arată ca în 2021 la început de ianuarie, adică la început de an. Mai are un pic, dacă mai aleargă, câteva luni și pa-pa! Bitcoin și piața cripto pe termen scurt și mediu. Acum, înainte să trecem la ce ați văzut că urmează să vă prezint, ca să vedeți voi cum gândesc, să nu ziceți că nu v-am zis și aici pe canal, am în cap două scenarii. Un scenariu în care Bitcoin continuă să crească și conform la o grămadă de indicatori on-chain, risk metrics, tot ce urmăresc eu,
recrează ce a făcut în aprilie 2021 și e un top intermediar în acest ciclu și după aia ne prăpădim, stăm, nu știu, 2 luni, 3 luni, 5 luni, habar nu am, într-o corecție mare, într-o recesiune, între ce vreți voi, într-un mini bear market, mai corect spus, și după aia mai face încă un leg up, la fel cum am făcut în noiembrie, odată cu stimularea Fed, cu dobândă joasă, lichiditate și așa mai departe. Sau mai există scenariul celălalt în care efectiv Bitcoin își bagă mințele în cap și acum nu mai crește și merge efectiv așa sideways. Ba, face un 70.000, mai cade la 65, mai urcă la 69, mai face un 80.000 și merge așa, trage de timp mâța de coadă astfel încât și altcunele să crească și atunci sunt șanse să vină un singur top mult mai târziu, de exemplu, similar cum a fost ciclul trecut, gen o mișcare de genul așa, sideways, și după aia crește. Acum, când mă gândesc și pun în balanță probabilitățile, scenariul 2 începe să nu mai fie plauzibil. Bitcoin vrea să meargă de pe, și după, mai corect spus, după primul scenariu, adică vrea să meargă în forță, face un top rapid pe orice metric, după aia o corecție și după aia poate, dacă ne mai ajută zeitățile, mai face încă un all-time high și lasă să fie topul final în piață. Acum, eu nu știu viitorul, nu sunt atât de oracol cum este Cristian Chifoi, atunci eu o să iau profituri dacă Bitcoin recrează chestia asta de aici. Dacă ajunge similar și continuă să crească ca acum, o să vând altcoin-uri că nu dețin Bitcoin și ce dețin. Și ulterior, dacă e cazul, o să recumpăr și să mai vând în continuare la al doilea top. Dar eu nu mi-asum riscul, gen ajunge Bitcoin atât de sus pe metrics-uri și zic, no bro, eu nu vând aici că eu știu, că eu sunt un guru, un zeu, că mai vine o corecție, că merge în side și după aia o vând final când Bitcoin nu știu unde, sute, 200 de mii, ce tot zic toți influencerii. De ce să mi-asum chestia asta? Nu mi-o asum și atunci public v-am zis, dacă continuă să crească în halul ăsta Bitcoin, o să iau profit. Dacă nu, nu. E simplu. Și acum hai să revenim la altcoin season. Toată lumea, inclusiv eu, așteptăm când vine mama lui de altcoin season. Altcoin season. Dominanța nu vrea să scadă. Momentan stă foarte sus și este inclusiv acest site care ne arată care sunt șansele pentru un altcoin season și momentan suntem la nimic. 47. Adică nu suntem nici măcar încălziți pe aici, pe la galben, portocaliu, să ajungem la roșu, un altcoin season puternic. Altcoin season puternic a fost aici când eram la 84, trebuie să ne că se vede și pe ani, pe luni, adică la început de ianuarie 2024. Când au bubuit foarte multe altcoinuri, ați văzut ce a făcut, uite, Solana și altele în câteva luni. Ăla a fost un altcoin season. Acum noi putem avea mai multe altcoin season-uri într-un singur ciclu. Și ce putem noi face? Păi, eu vă zic ce fac eu, până la urmă voi faceți cum considerați. Păi, ca să te bucuri de profituri de pe altcoin-uri, trebuie să ai altcoin-uri, nu? Trebuie să le cumperi, nu? E logic. Și atunci, toate aceste corecții care sunt acum pe monede, pe Dimension, pe Portal, pe ce monede mă urmăresc eu, pentru mine au fost doar oportunități în care eu am cumpărat, am mai acumulat monede, mi-am scăzut media, și stau așa frumos cu fundul în banca mea și aștept ce am de pierdut. Să fii investitor nu e o competiție, nu e o alergare, nu e 100 de metri garduri. Este o cursă de rezistență. Cine are mai multă răbdare, cine are un orizont de timp mai mare, acela va culege roadele la final. Acum, și momentul evident de publicitate, reclamă pentru canal. Am aici ceva snipuri de pe Discord, pentru cine e interesat are linkul în descriere. Ce am postat eu în 26 martie, dominanța USDT a spart trendul. Încă un lucru bullish, de fiecare dată când dominanța USDT scade, înseamnă că banii se rotez din stablecoin-uri în monede. Și am avut aici o spargere, n-am fost pe fază, dar când am văzut, am postat. Am mai avut o întrebare pe live-ul de marți aceasta cu membrii, m-a întrebat cineva dacă e adevărat că altcoinurile o să crească 3-4 luni după ce Bitcoin face top, că nu știu ce influență, cineva i-a zis lui,
Am zis și pe live că nu e adevărat, dar am zis să fie și pe scris, pe Discord și am pus chestia aceasta ieri la 1.27 legat de întrebarea de pe live-ul de ieri, timpul între top Bitcoin și top altcoins. În 12 aprilie 2021 am avut topul pe Bitcoin, altcoinurile în 10 mai, deci o lună, iar în 8 noiembrie 2021 am avut ultimul top pe Bitcoin și altcoinurile exact în acea zi. Deci nu se confirmă, ghilimele, aberațiile cu 3-4 luni. Mare grijă pe cine ascultați. Și ce am postat astăzi la 10 și 51 de minute, Solana se pregătește pe timeframe mai mare. E la a treia încercare de spargere, oare a patra oară e cu succes? Și dacă ne uităm, este graficul Solana versus Bitcoin pe timeframe de o lună și uitați ce frumos, a lovit rezistența, a luat suport, unde a trebuit, din nou a lovit rezistența și la un moment dat, orice rezistență în bull market este spartă. Asta a făcut Solana versus Bitcoin de multe luni. Asta se facă foarte multe altcoin-uri versus Bitcoin când va veni nebunia cu acel altcoin season. Sunt proiecte cripto, ați văzut și altcoin-uri care au furat startul, care cresc, în timp ce altele nu prea se omoară, așa câte un pic, câte un pic. Și atunci, încet, dar sigur, istoria se va repeta și la un moment dat altcoin-urile vor decola, va veni un altcoin season foarte mare, va corecta în sfârșit și dominanța Bitcoin. Dar ce trebuie noi să facem ca investitori este să ne poziționăm, să avem monede acumulate la prețuri bune și să așteptăm. Ma, nu vă mai arăt ce videouri am pentru membri și așa mai departe. Cred că mă apropiu de 100 de videouri doar pentru comunitate. Aveți acolo acel playlist. Cine e interesat să vină în comunitate, știți ce aveți de făcut. Link în descriere. Hai să începem și la și graficele. V-am zis Bitcoin, Ethereum și cred că 10 altcoin-uri. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avanpremieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Bitcoin. Începem cu regele imediat. Înainte să ne uităm peste grafic, vreau să fac niște precizări. Destul de multe persoane s-au iritat, nu pot să zic altceva, că vezi, Doamne, videoul meu cu KuCoin, că sunt un fader infect, că vai, că nu știu ce am făcut și ce am zis. Până la urmă, în acel video doar am prezentat ceea ce am făcut eu. Faptul că eu mi-am mutat banii ce aveam în KuCoin pe Binance nu înseamnă că sunt un fader, înseamnă că aplic risk management. De ce să risc? Chiar dacă șansele sunt mici ca KuCoin să pice, de ce să-mi asum riscul ca să rămân cu monedele pierdute? La fel au gândit poate mult și cu FTX. N-are cum să crape FTX, Sam e cel mai bogat, e nebunie și până la urmă s-a întâmplat. Până la urmă fiecare dintre voi face ceea ce consideră cu proprii lui bani, cu monedele voastre, cu etc. Și eu nu am zis că KuCoin este FTX, dacă v-ați uita cu atenție în titlul videoului, erau doar niște întrebări. Adică vroiam să avem o discuție, un dialog, dacă este sau nu este. Și nu am susținut niciodată în acel video că KuCoin este FTX. Și acum, dacă am avut și dreptul la replică, ne uităm pe Bitcoin. Hai să... Prima dată ne uităm pe daily, pe weekly, oricum am povestit luni, în caz că ați ratat, uitați-vă luni ca să vedeți videoul. Ce vă ziceam eu luni, când am avut update-ul pe Bitcoin, că era acel, stai să fac un pic să se vadă mai bine, era acest pattern pe care eu îl postasem pe Discord celor din comunitate și le spuneam că este chestie doar de timp până Bitcoin va sparge, pentru că era un pattern bullish. Din fericire, noroc, cum vreți voi, exact asta s-a întâmplat. Globul de cristal nu prea greșește nici de data asta și dacă ne uităm ce a făcut Bitcoin, păi pe daily, exact ce trebuia să fac. Hai să ne uităm. A spart, da? A spart după aia ulterior și rezistența de la 69.000, fostul all-time high, s-a dus peste, a venit corecție și a ținut ca și suport. Ce vă tot desenez eu de multe luni, orice rezistență, ca să fie confirmată suport, trebuie să vedem ceva de genul.
spargem, corecție, suport, continuare. Și atunci, cum arată graficul Bitcoin? Păi, exact ca aici, exact ca la școala de trading, ghilimele. Face exact ceea ce trebuie să facă Bitcoin. Și atunci, ce se va întâmpla în viitor? Păi, va face un nou all-time high. Este scris în stele, în ce vreți voi. Uitați că aici mare. All-time high. Este doar o chestie de timp, pe Bitcoin arată pregătit să facă. Când? Nu știu. Întrebați-l pe Cristian Chifoi, el știe când face Bitcoin all-time high. Eu știu doar că face, dar nu știu când. El știe și că face și când face. Asta e avans, eu sunt pe locul 2, el e pe primul loc. Și acum trecem peste, râdem, glumim și așa mai departe. Uitați-vă ce frumos a mers Bitcoin. Sparge pattern-ul, pump, retrace și aici aveam suport aproape și din moving average 9 și din candle. Și frumos s-a acumulat și după aia a crescut. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitor, câte zile, săptămâni va lua până va face un nou all-time high. Acum ce am postat așa pe comunitatea de pe Discord, vă zic numai așa un pic, cine e interesat, am zis, poate să vină în comunitate, aveți link în descriere. Sunt foarte multe short-uri acum pe Bitcoin, dar sunt mai multe long-uri din partea instituțiilor. Și atunci este o balanță în favoarea celor care parează pe creștere. Traderii sunt short, pentru că ei nu cred că n-are cum, deci trebuie să cadă. Și instituțiile sunt long. Și când pui în balanță câți bani sunt long versus câți sunt short, tabăra înclină spre cei care sunt long. Și atunci totul arată, ne indică că o să creștem în continuare, o să facem un all-time high pe Bitcoin și sper că după acel all-time high dominanța să-și ia un top, o rejectare și după aceea să vină și rândul altcoinerilor. Știu că și voi așteptați nerăbdător, dar asta înseamnă investiții, să aștepți. Graba strică treaba. Ok, hai să salvăm, ne uităm acum și pe Ethereum. Frumos, dăm un refresh. Suntem pe daily. Și ce vedem? Ce am zis eu în videole trecute, am lăsat desenul să încerc că manipulez. Mă aștept la un moment dat să vin aici să consolideze peste această zonă de suport, peste 3550 și când va fi pregătit, tădân, tădân, pic, cu pic, cu pic, să meargă mai sus și să-ți facă încă un high față de zona asta de 4120. Acum, dacă ne uităm așa frumos, suntem peste EMA 21, care e la 3526. Bun, dacă închide peste, în continuare avem putere să mergem și mai sus și mai sus. Acum, care ar putea să fie următoarele rezistențe pe Ethereum în viitor? Păi, prima pe cel mai mic time frame ar fi 3675, după aia va fi aici 3800 și după aia 4100. Dacă mergem pe weekly, ca investitori, ce vedem? Păi, ce v-am arătat mai devreme pe Bitcoin? Da? A spart rezistența, corecție, trebuie să ia suport, continuare. Chiar dacă acest week a fost destul de mult în jos, media mobilă 9 pe weekly a ținut ca și suport și candela plină unde a închis săptămâna a fost exact ne trebuie în zona de suport. În momentul în care Ethereum va închide duminică peste 3600, o să vedeți ceva creșteri destul de mari pe grafic. Așa ar trebui să fie, așa sunt probabilității. Hai să salvăm. Trecem și la cele 10 altcoin-uri, începem cu Bitcoin Cash. De foarte multă vreme nu l-am mai prezentat pe canal. Aici este graficul ce l-am eu de multă vreme și acum pentru cei care nu mai țineți minte ce vă ziceam, etajul 1 de acumulare, 2, 3, 4, 5, suntem la 6. După ce a stat cât? Una, două săptămâni. Și am avut aici inclusiv suport pe EMA 9, pe weekly, a venit și pump-ul după încă o săptămână și a spart rezistența de la 491. Acum, care e următoarea rezistență? Păi, uite aici, trasată de ceva vreme, de la 600, 700 până la
806. Deci între 700 și 800 și-a rotunjit, va fi următoarea zonă de rezistență pe Bitcoin Cash. Ne uităm și pe daily, are sens. Hai să ne uităm așa rapid. Ia uite. Acum încercați să folosiți ceea ce vă spun și pe monedele pe care voi le urmăriți. Acum, dacă aveți preferințe de monede pe care vreți să le analizez, lăsați un comentariu și sâmbătă, acum o să mă uit, o să încerc să le prind, luni la fel și așa mai departe, o să prioritizez evident cei care sunt în comunitate, cei care au acea bulinuță de membru și uitați-vă ce a făcut graficul pe această monedă. În momentul în care a testat EMA 9 pe daily și a ținut suport, a venit pump-ul. Și atunci, ca de fiecare dată ce vă spun, nu urmăriți pump-urile, așteptați corecții și acumulați. Ce am avut aici a fost o deviație, când a pierdut EMA 21 pe daily pentru cât? O zi. Și după aia a revenit on track, pack, suport, EMA 21, 9, târâng, și se duce. Acum, vreau să mă uit așa pe RSI, cum am dat seama că avem aici o divergență bearish, momentan daily pe RSI, dar de seama că prețul poate să mai meargă și RSI poate să mai crească. E foarte greu să gen vinzi aici, gata, că e divergență bearish. Păi, RSI-ul ăsta poate să stea, hai să vă arăt, poate să stea sub destul de mult. Dacă nu uităm aici așa, nu, ce e? Divergență bearish, nu? Avem un RSI mai mic, prețul face un higher high, gata, vindem tot. Păi nu neapărat, nu e chiar așa. Prețul poate să-ți meargă în continuare și mai sus, da? Deci tot divergență și când te duci pe RSI și RSI poți să ajungă aici. Și ești tot într-o divergență bearish. De-aia am mare grijă cu trading-ul, cu tot felul de chestii de traderi, pentru că poți să pici într-o capcană, gen vinzi acum, gata, e divergență bearish. Păi, bearish, v-am zis, poate să mai fie și când prețul e 700-800, tot în divergență bearish o să fie. Poți să meargă RSI-ul ăsta mai sus și tot în bearish ești. Acum, hai să nu mai prezint o chestie de traderi, că după aia vă bag în cap idei și poate faceți una nefăcută. Acest canal este pentru investitori. Acum, că mai discutăm și chestii de traderi, e așa, să ne mai ajute ca investitor, nu neapărat să facem day trading și să stăm toată ziua ochii pe grafice și așa mai departe. Hai să ne uităm peste Mantle, un L2 de pe Ethereum, să vedem ce a făcut. Ce a făcut? Hai să ne uităm pe weekly rapid. Ce avem aici? Nu știu ce am avut eu desenat, că ajunge în zona asta, habar n-am, deci nu vreau să zic ceea ce n-am zis, dar ceva am desenat pe aici, dar nu mai țin minte. Ce a făcut prețul? Tempo weekly. Păi, când a luat suport EMA 9 și l-a ținut, pump foarte mare. A făcut încă un nou all-time high. Acum, care ar fi targeturile pe termen mai lung? Păi, 1,36 care a fost atins prin week și s-a vândut și următor ar fi 1,52 aproape atins prin acest week care iară s-a vândut. Adică aici traderii și-au luat ceva profit. Acum, dacă mergem pe un time frame mai mic de pe daily, după cum ziceam, sunt și ceva profit taking, taking profits, de asemenea a crescut încât într-o zi 5-9%. De asemenea, e enorm. De asemenea, tu ca trader, cum să nu-ți iei ceva profit când a crescut 5-9%? Acum, care ar fi următoarea zonă de suport în caz că e să corecteze? Poate vă interesează să mai cumpărați. Păi ne uităm frumos aici și ia uite. $1,11, dacă mai ajunge, ar fi o zonă din punct de vedere tehnic de suport pentru a acumula. Asta nu înseamnă că 100% eu știu că ajunge aici și gata, după aici să duce. Nu, prețul poate să acumuleze mai sus și după aia să plece, poate să-ți meargă chiar mai jos decât prima zonă de suport. De aceea, cel mai simplu este să fii investitor și cel mai greu este să fii trader. Ca trader ai 1.000.000 de scenarii, păi dacă că de aici, că să vezi tu ca investitor, ce știai? Știai că dacă cumperi și îți faci o medie bună, long term, n-ai cum să pierzi bani. Și ia uite, că ai avut o corecție de o săptămână, că ai mai avut încă una, că ai avut aici 3, irelevant când timpul este de partea ta. Fiecare săptămână de corecție, fiecare candelă roșie a fost de fapt o ce?
Ia lăsați voi în comentariu ce au fost aceste candele roșii. Când o scrieți voi, vă zic ce au fost din punctul meu de vedere. Oportunități, uite. Pac, prețul a mers mai sus. Aici, la fel. Mai sus. 3 săptămâni. Aoleo, ne prăpădim. Aoleo, ce s-a întâmplat după aia? Mai sus. Aici 2 săptămâni. Vai de steaua mea, de la 1.10 a ajuns. 0.75. Ce a fost? O oportunitate. După aia s-a dus și mai sus. Sper că nu vă panicați la chestii de genul și le vedeți doar ca oportunități. Hai să salvăm, hai să trecem și la SUI. Pe SUI, de multă vreme, dacă m-ați urmărit, vă ziceam că la un moment dat o să ating acest nivel de 2 dolari și va fi peste week-ul de la lansarea din mai 2023. Din fericire, pentru cei care au cumpărat și au investit, ia uite că a făcut chestia asta. A ajuns ieri, 2, cât a fost aici? 2.19. Acum, hai să revenim pe weekly și poate uităm și pe daily. Acum, duminică, ideal ar fi pentru SUI să închidă peste 2 dolari și aici să consolideze peste fostul acesta all-time high, să-l facă suport și de aici să continue. Acum, dacă o să fie ceva corecție și nu închide peste 2 dolari, poate mai ajunge, dacă ne ajută zeitățile, la 1.83, aici este o zonă de suport bună, dar dacă continuă să crească și ia suport, de asemenea o să fie destul de greu pe termen scurt să mai ajungă 1.83. Acum, care este următorul target? Strict tehnic, 3,14 dolari, dar va fi pe un termen lung, mediu, nu de azi într-o săptămână, nu de azi într-o lună și așa mai departe. Acum, dacă mergem pe daily, ce vedem? Exact ce v-am arătat și pe Bitcoin și pe Ethereum. Încă o dată reluăm, da? Facem ca la școală. Acesta este o zonă mare de rezistență, da? Ok. Ce trebuie să facă tehnic? Să o spargă. Ce trebuie să vină după aia? Un retrace, să ia suport, să continue în sus. Păi ce se întâmplă în prezent? A spart, a venit corecția, a luat suport, uite că pare că ține și după aia ce poate să vină? Wow, e atât de simplu. Da, un bull market e atât de simplu. Dacă eram într-un bear market, nu era atât de simplu. Asta încerc eu să vă transmit de multă vreme, că suntem de multă vreme într-un uptrend, bull market, cum vreți voi să-i spuneți, și fiecare dip de pe altcoinuri, adică fiecare dip este o oportunitate, ca voi să mai acumulați monede și ulterior să faceți profit. Am 10 de video în care v-am zis, tențe la altcoinuri, cumpărați altcoinuri, 2024 anul altcoinuri și așa mai departe. Dacă ne uităm așa rapid, suntem aici pe weekly, ce s-a întâmplat după fiecare corecție, după ce a venit nebunia din octombrie? O corecție de o săptămână s-a dus mai sus, încă una de o săptămână mai sus, încă una de o săptămână mai sus, încă una roșie o săptămână mai sus. Am avut acum 3 roșii mai sus și atunci... Încă o dată și după aia promit că nu vă mai zic, că vă ziceți că nu mă vă zic același lucruri. Fiecare corecție este o oportunitate, nu este bau-bau, încă nu suntem la bau-bau. Dar nu fiți niște degenerați, nu fiți nechipzuiți, nu vă apucați să cumpărați când deja e pe nu știu unde. Cu fiecare etaj cu care se duc mai sus altcoinurile, cu atât mai zic încă o dată, reordul este mai mic, mișcă-te mouse-ele și riscul este mai mare. Sper că s-a înțeles ceea ce am vrut să transmit. Probabil ați văzut toți știrea de ieri prin care 3 proiecte super mari, cele mai vechi și mai tari pe partea de inteligență artificială, vor să se unească într-un singur proiect. Rămâne de văzut dacă se va și aproba, va fi o propunere în luna aprilie, se va finaliza votul. Și atunci, hai să ne uităm așa rapid peste AGX, FCI și Ocean. Uităm prima dată peste AGX. Ce vedem? Păi, din nou, același pattern ca și pe celelalte altcoinuri. Prețul aproape a testat EMA9 pe daily și după aia a venit bounce-ul și în continuare vrea să-ți facă încă un all-time high. Este doar o chestie de timp până va mai prinde un all-time high. Acum, care ar fi targetul așa pe termen lung? Acum, nu știu dacă mai are sens să vi le zic, ar fi 1.77, dacă se va apropa acea fuziune, va dispărea tokenul și atunci vom porni cu un grafic de la 0,
Atunci, na, mai bine așteptăm să vedem rezultatul deciziei. Arată foarte bine. A mers ceas, pac, bottom, support, higher low, higher low, higher low. Deci am mers de la un etaj, la un etaj, la un etaj, la un etaj. Așteptați să vedeți ce se va întâmpla cu acea propunere și dacă vă interesează, cumpărați atunci acel token. Acum, oricum, cei care dintre voi dețineți, vi se va face așa migrarea automat la noul token. Hai să salvăm. Mergem și pe Fetch. Iar ce bine merge și acest token. Știrea de ieri a propulsat mai sus astăzi prețul. Încă un all-time high. Dați ce frumos. Ce să zic, price discovery, n-are sens acum să discutăm despre targeturi următorul până nu vedem dacă rămâne sau nu acest token. Până la urmă, din punctul meu de vedere, monedele acestea de inteligență artificială vor continua să performeze. O să mai apară câteva cât de curând. Am acel video, v-am tot zis, în caz că vă interesează, îl găsiți în secțiunea Just for Members. Sunt 5 proiecte de AI noi care vor apărea pe exchange-uri. Pe mine mă interesează două dintre ele, sunt concurenți direct cu Render, așa ca fapt divers. Acum mă uitam așa ca numai pe partea aceasta de RSI, de divergențe, dacă ați fi fost acum traderi și v-ați fi luat după tot felul de divergențe, după RSI, hai să vedem ce s-ar fi întâmplat. Ce ați fi pățit din 1 octombrie 2023, erau tot divergențe, vindeți, vindeți, uite, din noiembrie, da? Și din noiembrie, când prețul a fost 0,35, când deja erau divergențe, sell, de la 0,35, acum suntem la 3,31. Sper că chestia asta v-am convins să lăsați trading-ul, să nu stați să vă binoclați că uite, vând aici, că recumpăr aici, că nu știu ce, și de fapt pierdeți toată esența și riscați să greșiți, să vindeți și să nu mai apucați să recumpărați, când era atât de simplu să fii hodler, cum le place la mult să scrie pe Twitter, eu îi zic să fii doar investitor și să aștepți. Hai să salvăm. Hai să ne uităm așa rapid și pe Ocean, dăm așa rapid un refresh. Moneda asta încă nu a făcut un all-time high la fel ca celelalte, dar a făcut ceva frumos. Hai să ne uităm. Ce a făcut? Păi, aproape a testat exact EMA 9 pe weekly, a luat suport. De aceea v-am tot zis, puneți-vă pe grafic, EMA 9, nu mai urmăriți EMA 21, va fi atins, dar mult mai greu, sunt în acea perioadă euforica pieței și după aia a venit și ți-a spart fosta rezistență de la 1,20. Acum, care ar fi următoarele targeturi? Păi, 1,57, să fie candelă plină, am avut un X, s-a vândut și ulterior va fi 1,76. Acum, rămâne de văzut, dacă se aprobă acea fuziune, nici nu o să mai intereseze aceste lucruri pe niciunul, pentru că o să dispară graficele, o să avem grafic nou cu o singură monedă, acum pe mine mă ajută. Nu mai analizez 3 grafice, o să analizez un singur grafic. Ce bine ar fi dar mai fuziona și alte proiecte cripto ca să avem mai puține grafice de urmărit. Cum vi se pare această idee a mea? Să se unească, nu știu, zic și eu, DOT cu Filecoin sau ceva de gen. Sau DOT cu Atom. Sau ideea să nu mai fie atâtea grafice. Că, na, e destul de greu să le urmărești pe toate. Dacă e să vină ceva corecție pe Ocean, primul suport este la, ca să vă interesează, 1,40. Hai să salvăm, trecem acum la niște monede de stocare descentralizată și începem cu Arweave. Arweave ce face? Păi se luptă cu rezistența de la $41. A încercat o dată reject, a doua oară reject și acum e a treia oară. Și o să las aici mesajul meu care îmi place mie. A treia oară, oare ce credeți voi că face? Șansele sunt să spargă cât de curând această rezistență, pentru că, cum am mai tot făcut așa comparații și în videole trecute, e ca în viața reală, ai o ușă în față. Uite, putem considera zona asta de 42, o ușă. Și vii și
te izbește în ea, nu o poți sparge. Îți iei având mai vii încă o dată, n-ai spartă, dar la fiecare lovitură tu o slăbești. O slăbești, o slăbești până când, efectiv, când vii a treia oară, o rupi, o spargi, efectiv, te prăvălești înainte. Dacă va sparge zona aceasta de, nu că dacă, când va sparge zona de 42, dacă se menține ce am zis, gen spargere, retestare, continuare, asta ar fi teoria, practic rămâne de văzut, următoarea rezistență foarte mare va fi la 61, în momentul în care va lua suport 61, va scrie pe această monedă all time high. Acum mă grăbesc că trebuie să vină copilul și să-l duc la tenis și de-aia mă mai bâlbui și așa, cer scuze, nu o fac cu știință. Hai să trecem și la Filecoin, concurentul cel de la Arweave, din păcate pe grafic n-a prea performat. Diferența este de la cer la pământ, unde este Arweave, pe aici, și unde este Filecoin. Deci Filecoin trebuie să fie pe aici, 95, între 60 și 95, ca să fie la același nivel cu Arweave. Acum, Filecoin, după ce și-a luat reject din zona aceasta mare de 11,42 rezistență, a căzut încă un etaj, inclusiv sub 9,28, ce trebuie să facă pe termen scurt și mediu, neapărat să închidă peste 9,28 duminică, să consolideze și să reîncerce din nou spre 11,42 și ulterior să ia suport și să ajungă unde probabil foarte mulți dintre voi așteptați, la zona de 28. Acum, dacă ne uităm pe RSI, nu văd nicio divergență bearish, avem un higher high pe preț, un higher high pe oscilator, a ținut suport EMA 9 pe weekly, încă un lucru bullish, ce trebuie să facă efectiv este să consolideze și să încerce neapărat 9.42 suport. Până nu ia suport, de seama, va merge sideways, poate mai cade odată la 8.52, dacă ajunge acolo ar mai fi încă o oportunitate să acumulați cei care doriți și ulterior, la un moment dat, dacă aveți răbdare, o să vedeți că și Filecoin va ajunge prin zona asta, cel puțin. Uite cât de am și pus XX, adică în acest etaj, zona de sus. Acum trecem la o monedă mai nouă, EtherFi. Sunt curios dacă ați văzut videoul meu despre fundamente. Lăsați un comentariu dacă v-ați uitat la acel video și dacă v-a plăcut proiectul. Și ne uităm. Deci acest proiect a avut un hype foarte mare, este pe nișa de restaking, care e la modă în acest an și în acest ciclu de bull market și după una, maxim două zile de corecție, se mai făcea un pump. Deci am avut listarea, una roșie, pump mare, două roșii, pump, una roșie, pump. Acum am dat seama că se repetă același pattern, deci avem una sau două de corecție și după aia va veni pump. Deci ne putem aștepta pump de mâine sau mai bine încă una de corecție și după aia pump, dacă istoria se repetă. Acum, ce vreau să vă arăt. Dacă vă uitați aici, am pus un FIBO ca să vedem unde ar fi fost cele mai bune zone de acumulare ca să știm pe viitor și pe alte proiecte. Pe acest proiect a dus aici la corecție între 0.5 și 0.619 pe FIBO. 0.5 era 3,54 și a dus la 3,512 și 0.69 era la 3,36, deci prețul a ținut între. Și atunci, pe monedele cu hype puternic, pe nișa care trebuie, urmăriți 0.5 pe FIBO și ulterior, unde majoritatea de cele mai multe ori ating, ar fi 0.618. Dacă nu vreți să greșiți sau mai bine să luați un pic mai sus, dar să fiți sigur că ați luat, luați un pic la 0.5, nu știu, o treime din poziție, jumătate, habar nu am, cât vreți voi, și ulterior următorul order să fie la 0.618. Acum să revenim la prezent. Din această corecție, poate vă interesează să acumulați. Și v-am pus aici zonele de suport. 0.382 ar fi la 6.42, următorul suport 5.86 și de seama golden pocket, dacă ajunge aici, e nebunie aici de intrat destul de mult în proiect, 5.35. Și ultimul proiect pentru ziua de astăzi, Dimension. Apropo, am postat pe Discord
o știre foarte mare din cadrul proiectului. Vedeți ce înseamnă să te grăbești. O știre mare din cadrul proiectului este o propunere care este ca și aprobată, cred că în două zile se finalizează. O știre foarte bullish pentru proiect și atunci a dus și la un pump mare pe preț. Acum, dacă mai țineți voi minte, pe această corecție din piață, eu am cumpărat Dimension, n-am nimerit bottom-ul de aici de la 5, am luat la 6, dar am mai cumpărat ulterior cu DCA și duminică, am mai luat la 5, 5, 5, parcă ceva de genul. Mi-a mai scăzut așa un pic media, pot să vă zic că sunt pe plus, am profit și pe Dimension și atunci din cele două proiecte pe care încă aveam gaură, a rămas momentan doar Portal și acolo e foarte mică pierderea, ca să zic așa, potențială. Și de ce vă spun chestiile acestea? Păi, ca să înțelegeți că folosind DCA, nu ai cum să nu faci profit pe termen lung. Și mai ales într-un bull market, unde la un moment dat, o să vedeți, pac, 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 chiar dacă voi nu cumpărați pe retrace bottom și cumpărați ce aici, dacă aveți răbdare, o să ajungeți pe profit și așa mai departe. Ideea e să nu vă apucați să cumpărați când e prea târziu, prea sus, la un etaj mult prea sus. Acum hai să revenim pe grafic. Păi, care e următoarea zonă pe care trebuie să o suport? Dimension, pentru a continua raliul, ar fi 6,6, se închidă pe la noapte sau peste câteva zile, unde este 0.5 pe Fibo, ulterior 7.03 ar fi Golden Pocket 0.618. Acum un lucru îmbucurător, dacă ne uităm pe daily, ce a făcut? Păi, a testat EMA21, l-a luat suport și după aia a venit pump-ul. Cât timp ține peste EMA21, asta înseamnă că suntem într-un trend ascendent, asta e de bine pentru acest proiect, pentru investitori, să vedeți și pe volum. S-a cumpărat destul de mult. Uite, în ultima vreme avem deja două candele zilnice cu volum bun. Pe RSI suntem destul de jos, deci are loc de creștere și până la urmă ce ar trebui să vă intereseze pe voi, adică vă zic cum gândesc eu. Acest proiect long term are un viitor frumos din punctul meu de vedere. Este un magazin de scule, cum îmi place mie să cuantific aceste proiecte de infrastructură. Este un magazin de scule pe ce înseamnă modularitate pentru roll-up-uri și toată această zonă a fost doar o oportunitate să acumulăm, să ne scădem mediile dacă era cazul, cum a fost și la mine cazul. Nu consider că este cazul să ne panicăm. Erau anumite persoane care ziceau că Dimension nu face nimic, că uite că a scăzut, că uite că a făcut pump and dump, că nu-i ce trebuie, inclusiv un influencer, nu-i zic numele, tot așa era nemulțumit, el se lăudase la un moment dat că cumpărase pe aici pe, la lansare, că era a treia monedă lui super tare și ulterior când s-a desumflat, parcă zicea, mi-a zis un prieten că parcă nu-i mai place că n-a mai crescut. Nu mi se pare că e ok pe termen lung. Voi ca investitori trebuie să aveți răbdare, trebuie să considerați orice zone bune, doar oportunități. Dacă nu uităm ce a făcut Dimension aici în 19 martie, după o lună, de la, că nici măcar o lună, 3 săptămâni de la 28 februarie, un double bottom. Ia uite ce frumos. Bottom, bottom, deci double bottom. Și după aia ți-a făcut higher low, higher low. Ce trebuie să facă, evident, e să înceapă să-ți facă higher high, higher high, ca să crească pe un trend macro ascendent. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!